Ne bucurăm că astăzi vom termina ultima lecție din studiul nostru atât de interesant, Ezra și Hagai. Această carte v-a ajutat să descoperiți adevărurile în istoria poporului Israel de pe vremea lui Ezra și a lui Hagai. Ce am învățat din cartea aceasta? Am învățat că Dumnezeu conduce istoria, conduce viața oamenilor, împăraților și acest studiu extraordinar ne-a ajutat să-L cunoaștem pe Dumnezeul pe care vrem să-L slujim. În lecția de astăzi vom studia Ezra, capitolele 9 și 10, deci ultimile două capitole din cartea Ezra. Înainte ca să intrăm în lecția de astăzi, vom face o mică recapitulare ca un întreg al cărții Ezra. Ezra ne vorbește despre întoarcerea poporului din Babilon și rezidirea templului. Promisiunile și planurile lui Dumnezeu se vor împlini. Cir, împăratul Persiei, scoate o hotărâre care permite poporului Israel, luat în robia babiloniană de Nebucadnețar, să se întoarcă în țară după 70 de ani. Toate acestea sunt, de fapt, împlinirea cuvintelor prorocilor și, de fapt, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Datorită opoziției, prima grupare care se întoarce împreună cu Zorobabel și cu marele preot Iosua, opresc lucrările. Vrășmașul se opune. Am învățat în lecția trecută, în cartea Hagai, cum Dumnezeu ridică pe Hagai și Zaharia în timpul acesta ca să încurajeze poporul să termine lucrarea. Cartea Ezra poartă numele autorului Ezra. Cuvântul Ezra înseamnă cel care dă ajutor. Acest autor, cine este el? Și noi în lecția trecută am învățat. Este un preot, cărturar. Ce însemna un cărturar? Cel care copia cu mâna, studia și tălmăcea Scriptura. El este un om deosebit și la capitolul 7 cu versetul 10 ne spune de ce este el deosebit. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Iată slujba, scopul, dorința lui Ezra. Cărțile scrise după întoarcerea din robie, cărți istorice sunt Ezra, Nemia și Estera. Profeții în această perioadă sunt Hagai, Zaharia și mai târziu Maleahi. Cuvântul care se repetă în cartea Ezra cel mai mult este, pe lângă cuvântul Dumnezeu, este Ierusalim, care se repetă de 47 de ori, arătând importanța evenimentelor istorice care se petrec în jurul acestui oraș. Scopul cărții Ezra este un document istoric al rezidirii templului și a orașului Ierusalim și astăzi vom vedea importanța reformei poporului, o reformă spirituală. Și după cum am urmărit evenimentele care s-au întâmplat, vedem că de la capitolul 7 și până la capitolul 10 apare Ezra, care se întoarce cu a doua grupare
și gruparea aceasta este scrisă în capitolul 8, vin la, după cum Dumnezeu a mișcat inima împăratului Artaxerxe, este al treilea împărat pe care Dumnezeu îi îndreaptă inima ca să împlinească planurile și scopurile lui. Și în urma acestei scrisori, Ezra se întoarce în Ierusalim. Acum vom merge la capitolul 9 și capitolul 10. În lecția trecută am văzut cum mâna Dumnezeului nostru, spune Ezra, este spre binele lui și a poporului care îl caută pe Dumnezeu. Am văzut ce bine este ca să fii sub mâna bună a lui Dumnezeu. Te protejează, te direcționează, îți dă o pasiune pentru voia lui, pentru planul lui. Și am înțeles din lecția trecută că Ezra a fost un om dedicat lui Dumnezeu pentru că și-a pus inima să cerceteze scripturile, să le împlinească și să învețe și pe alții. După ce am văzut că s-au întors, deja Ezra a început, a adus darurile care le-a primit pentru casa Domnului și a dat îndemn, poruncă preoților să numere, să vadă cât au adus, să dea socoteală, administrare corectă în casa Domnului. După aceste lucruri, capitolul 9 începe așa. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis: poporul lui Israel, preoții, leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestei țări. Nu numai că nu s-au despărțit, ci au urmat ca fapt că nu s-au despărțit. Au făcut urăciunile lor, ale cui? Și numără toate popoarele și urăciunile pe care ei le-au făcut, ale popoarelor de acolo. Deci, tema lecției de astăzi, reforma națiunii sau a poporului în popor. Vom împărți în două, vom face un tabel ca să urmărim lecția de astăzi. În prima rubrică, recunoașterea stării, stare de păcat sau fără de lege. Cuvântul care se repetă este fără de lege, greșeli, deci recunoașterea stării de păcat. A doua rubrică, soluția, mărturisire, despărțire. Deci, recunoașterea stării de păcat, care e soluția? Să mărturisești și să te desparți. Nu e suficient numai să vezi ce e, da? Și acum vom începe lecția noastră, capitolul 9 și capitolul 10. Deci, în capitolul 1 vedem că însăși, imediat după prezența lui Ezra acolo, oamenii, liderii, căpetenile văd în Ezra omul potrivit care va înțelege care este problema și ce trebuie să facă, care e soluția. Care e problema? Care este starea? Poporul ce a făcut? În frunte cu liderii ei, zice poporul Israel, preoții, leviții, liderii spirituali. Ce au făcut? Care e problema? Nu s-au despărțit de popoarele țării. Nu numai că nu s-au despărțit, au făcut urăciunile lor. Cum s-a manifestat acest lucru? Versetul 2. Și-au luat neveste din fetele lor, neamurilor, da? Pentru ei, pentru fiii lor, și-au amestecat neamul sfânt, poporul lui Dumnezeu, care trebuia să fie de o parte. Și ce însemna de o parte?
însemna să împlinească poruncile Domnului. Asta însemna să fie deoparte, da? Dar ei ce au făcut? Căpetenile, dregătorii au săvârșit păcatul acesta. Care este păcatul? Că nu este separare în felul lor de trăire și faptele popoarelor păgâne. Când a auzit Ezra, ce a făcut? Mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos, mâhnit. Când vede, când aude care este starea poporului, o inimă mâhnită, un duh mânit. S-a întristat. De ce s-a întristat? Pentru că știe ce înseamnă această stare. La Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 1 la 6, să vedem ce înseamnă fără de lege aceasta sau faptul că ei nu s-au despărțit de popoarele acestea, ba din contră s-au unit în legături de căsătorie. De ce Dumnezeu a dat poruncă poporului să nu fie o unire între ei și popoarele străine? Pentru ca să nu se abată inima de la cine? De la Dumnezeu și poruncile lui. Și iată că neascultarea poporului va duce unde? La o cale a poporului pe care, cu care ei s-au unit. Și aici ne spune, au făcut urăciunile lor. La 1 Împărați, capitolul 11, 1 la 10, avem pe Solomon ca exemplu. Solomon, un om binecuvântat de Dumnezeu, împăratul poporului Israel, cu o înțelepciune cum n-a mai avut nimeni. Nu-i lipsea nimic. Și totul, ce s-a întâmplat? Care a fost problema lui Solomon? Neascultarea lui. Ce a făcut el? Ce a făcut și poporul și preoții și leviții pe vremea lui Ezra? A luat femei străine. Dar nu s-a oprit aici. A ajuns ca și inima lui, femeile străine spune, i-au abătut inima, dar el a fost de acord. Nu poți să dai scuză. El a început să zidească temple pentru zeii străini. El care a auzit, care a cunoscut cine este Dumnezeu. Foarte dureros. Nu trebuia să facă acest lucru. După Solomon, împărăția, pentru că poporul a urmat faptele lui, după s-a împărțit și știm suferința poporului, datorită neascultării. Ni se prezintă și un alt caz în lecția noastră. Pe o vreme a judecătorilor noi știm că Naomi și cu bărbatul ei, Elimelec, s-au dus unde? În Moab, pentru că le era foame. Și băieții lor ce au făcut? S-au căsătorit cu moabite. Și avem și cazul lui Rut. Dar ce s-a întâmplat cu Rut? Foarte interesant. Ce a ales Rut? După ce au murit bărbații și Naomi a rămas singură, ea a auzit că Dumnezeu cercetează pe poporul său și vrea să se întoarcă înapoi. Dar Rut, deși era moabită, a ales să slujească lui Dumnezeu, o urmează pe cine? Pe Naomi, în țara lui Dumnezeu, vrea să trăiască potrivit cu poruncile lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu îi ridică o rudă de răscumpărare și ea se căsătorește cu Boaz. Și Dumnezeu o binecuvintează și o pune în spița neamului lui. Care-i diferența între această femeie și ce se întâmplă aici
ca să înțelegem mai bine, este că ea a dorit ca să urmeze pe împăratul și Dumnezeul lui Israel. Oare planul lui Dumnezeu s-a schimbat în zilele noastre? La 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14, la 7 cu 1, spune: nu vă înjugați la un jug nepotrivit. De ce Ezra plânge așa de tare? De ce este așa de mâhnit? Și cuvântul mâhnire se repetă. Am stat jos și m-am mâhnit. De două ori spune acest lucru. De ce s-a mâhnit el așa de mult? Pentru că a înțeles starea poporului și păcatul pe care l-a făcut. M-am smerit, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu. O rugăciune, o pasiune, o durere pentru starea poporului. De ce? Ce vedem că scrie la 2 Corinteni? Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Lumina cu întunericul nu pot fi împreună. Și iată că ei nu mai erau lumină. Pentru că ce se întâmplă? Au urmat faptele, urăciunile poporului cu care s-au unit. Popoarelor, că erau mai multe, da? De aceea și Noul Testament, cuvântul avertizează: nu vă înjugați la un jug nepotrivit. În primul rând, tu ai să suferi și nu se poate ca întunericul cu lumina să meargă în unitate. La 1 Corinteni, capitolul 7, cu 39, spune: căsătoria să fie în Domnul. Deci un credincios cu un credincios. Iată ce dorește Dumnezeu ca să fie binecuvântare, o lumină în locul unde ești, o unitate deplină. Și de aceea sunt principii pe care noi învățăm pe copiii noștri, pe cei pe care îi învățăm, ca să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că binele lor și pentru cercetarea inimilor. Și nu cumva să părăsească pe Dumnezeu urmând calea celui necredincios. La versetul 6 spune: Dumnezeule, sunt uluit, spune Ezra, mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la cer. A fost un pas că s-au unit cu femeile străine sau cu bărbații străini. Apoi vedem că ce se întâmplă? Fără de legile și greșelile cresc și se mulțesc. Obiceiurile lor stăpânesc pe poporul Israel. Ce spune în rugăciunea lui? Și el s-a rugat, a postit, s-a smerit, da? Ce spune el în continuare? La versetul 7: din zilele părinților noștri au fost foarte vinovați până în ziua de azi. De ce? Deci este ceva care s-a transmis, care s-a repetat. Și anume ce? Din pricina fără de legilor noastre. Iată ce s-a întâmplat. Împărații, preoții, și am văzut împărații noștri, l-am văzut pe Solomon, da? Au fost dați în mâinile împăraților străini. Pradă sabiei, robiei, jafului, rușinei, care ne acoperă astăzi fața. Ce spune Ezra când e vorba de starea poporului? Unde este fără de lege, unde este greșeală care crește, vedem, urmată de faptele urăciunilor, ce se întâmplă? Pedeapsa lui Dumnezeu. Neascultarea de Dumnezeu aduce pedeapsa
lui Dumnezeu. Deci vedem că Ezra înțelege această stare, de aceea el plânge, se mâhnește, este uimit de ceea ce s-a întâmplat. Pentru că noi am avut să comparăm ce este, care este legătura între fără de lege și vinovați. Fără de legea aduce vinovăție. Fără de legea aduce neascultare de Dumnezeu, care urmează pedeapsa. La versetul 13 el spune: nu ne-ai pedepsit atât cât meritam într-un fel, da? După faptele și fără de legile. Dumnezeu este îndurător, dar este necesar ce? Să ne întoarcem la Dumnezeu. Și asta vom vedea în rubrica a doua. La versetul 8: și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni. Acum el vorbește de cei care s-au întors din robie, da? A lăsat o mână de oameni, da? Și trebuie să facem ceva. Suntem robii, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor. Dumnezeu își împlinește cuvântul și promisiunea în ciuda tuturor lucrurilor, datorită legământului care l-a făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. Și ne-a dat o nouă putere de viață, ca să zidim, ca să putem zidi casa Domnului, să dregem dărâmăturile și să găsim un adăpost în Iuda și în Ierusalim. Acum ce trebuie să facem? Având în vedere starea aceasta, și anume care stare? Care e starea? Faptul că e fără de lege și asta aici spune: am părăsit poruncile tale. Suntem unde suntem, poporul a fost pedepsit. De ce? Versetul 10: am părăsit poruncile tale. Asta e cauza. Asta e cauza faptelor, urăciunilor care au fost înfăptuite de popor. Deși ni s-a poruncit clar, totuși n-am ascultat. S-a spus să nu dați, deci, la versetul 12, pe fetele voastre după fiilor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese niciodată de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. Deci porunca a fost clară și precisă. Dar ei ce au făcut? Au părăsit poruncile. Să nu vă pese de bunăstarea. Deci nu te duce pentru că are ceva mai mult. Nu râvni la ce le au ei, la roadele țării. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Din pricina faptelor rele și a greșelilor pe care le-au făcut, ei vor fi pedepsiți. Dar dacă voi vă uniți cu ei, și voi veți fi pedepsiți, la verset, după fără de legile pe care le faceți. Și acum mergem la rubrica a doua. Și el le spune să începem iară să... Deci ei s-au întors în țară, cei care sunt și spun, poporul spune, liderii spun, căpeteniile spun, uite care e problema. Ezra plânge, se roagă la Dumnezeu și spune: acum, ce trebuie să facem acum? Versetul 14: să începem iarăși să călcăm poruncile tale? Deci să continuăm în această stare cu popoarele acestea urâcioase? N-ar izbucni atunci iarăși mânia ta împotriva noastră? De ce? Pentru că Dumnezeu spune la versetul 15: este drept, suntem o rămășiță, dar suntem niște robi izbăviți. Dumnezeu a mișcat împărații, ne-a dus din nou în țara asta. Trebuie o reformă. Trebuie să se întâmple ceva spiritual. Și anume ce? Să ne întoarcem la poruncile lui Dumnezeu. Ei trebuia să înțeleagă
din greșelile care au făcut părinții lor, da? Și să se pocăiască. Pentru că am văzut că Dumnezeu este îndurător, dar El este drept și pedepsește. Și istoria lor ne spune, noi am avut exemplul fiilor lui Eli, care au adus jertfe Domnului, dar ei trăiau în curvie cu femeile străine la ușa cortului. Eli nu i-a oprit. Atunci cine i-a oprit? Cine i-a oprit? Dumnezeu i-a oprit și i-a pedepsit. Saul, Dumnezeu îi spune ce să facă, să nimicească pe Amalec și tot ce era al el, al lui. Dar el alege să n-asculte poruncile Domnului. Ce face el? A luat ce era mai bun și nu a ascultat poruncile Domnului. L-a costat împărăția și poziția. Dumnezeu nu vrea să facem un compromis. De ce? Pentru că neascultarea de poruncile Lui duce la slujirea idolilor, la faptele sau păcatele, să spunem, a popoarelor străine, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vedem că Ieremia plânge pentru poporul lui și spune, a plâns zi și noapte, s-a întristat, l-a apucat groaza și durerea de inimă. Ezra, ca și Ieremia, plânge pentru popor pentru că ei aduc cuvântul lui Dumnezeu și știu ce scrie Scriptura. Dumnezeu e drept, da, este îndurător, dar El pedepsește. Pedepsește fără de legea și păcatul. Despre aceasta este vorba. Capitolul 10. Care este soluția? În primul rând, el spune, mai putem noi oare să stăm înaintea Domnului, să continuăm într-o astfel de stare? Nici de cum. Pe când sta Ezra, plângând cu fața la pământ, versetul 1, înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire. Ce trebuie să facem? Rugăciune și mărturisire. În timp ce el făcea acest lucru, deja Duhul lui Dumnezeu cercetează pe bărbați, pe femei și copii. Uitați-vă la versetul 1. Și ce fac și ei? Ezra a plâns, s-a mâhnit. Ce fac și oamenii ăștia? Poporul vărsa multe lacrimi. Pentru că au înțeles starea lor. Deci, au fost cercetați, s-au lăsat cercetați. Atunci, versetul 2, Șecania, fiul lui Ehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra, am păcătuit, deci mărturisirea păcatului, împotriva Dumnezeului nostru, dându-ne, ducându-ne la femei străine, care fac parte din popoarele țării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Și cheamă să facă un legământ. Versetul 3. Care-i soluția? Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Și facă-se după legea Lui. Deci cum să se facă? După poruncile Domnului. Sau, cum am mai spune noi, după ce a spus Dumnezeu. Cum spune Dumnezeu? Scoală-te, căci treaba aceasta te privește, noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te și lucrează. Deci, ce vedem? Că Dumnezeu în această stare ridică pe anumiți oameni, și în mod deosebit aici îl vedem pe Șecania, care
îl încurajează pe Ezra și spune, noi suntem cu tine. Suntem alături de tine ca să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Ezra s-a sculat pentru că știm că el era cu fața la pământ, plâns, jale și durere. A pus căpetenile preoților, leviților și întregului Israel să jure că vor face ce se spusese. Și ei au jurat. Versetul 6. Apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu, s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Elieșab. Când a intrat acolo, n-a mâncat pâine, n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. Care-i soluția? O mâhnire din cauza păcatului. De ce e el așa mâhnit? Pentru că știe care sunt consecințele păcatului. Știe ce se întâmplă în viața poporului și a tuturor celor care au păcătuit. Un om al lui Dumnezeu, care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, el întotdeauna va avea durere, plâns pentru oamenii care trăiesc în păcat. Noi am citit în lecția noastră că cei din Corint, când a fost păcat, ei ce făceau? În loc să își plângă, ce făceau? La capitolul 1 Corinteni 5, 1 cu 13. În loc să biserica să ia măsuri, să plângă pentru păcat, ce spune acolo? Că s-au, ce? S-au fălit. Trist. Ce face Ezra? Plânge, mâhnit. N-a mâncat, n-a putut să mănânce, post, pentru că durerea lui este așa de mare. Dumnezeu spune, nu te făli cu păcatul și nu te bucura ca cineva, ci mâhnire, post, rugăciune, asta este soluția. Întoarcerea spre Dumnezeu. Când ne doare de păcatul pe care l-am făcut noi sau alții, există această dorință să nu mai faci. Să te întorci la Dumnezeu, da? El spune, oare să continuăm să părăsim poruncile Domnului sau să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să-L facem? S-a dat de veste în Iuda și în Ierusalim că toți fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim și că după părerea căpetenilor, bătrânilor, oricui nu va veni în 3 zile, i se vor lua averile și el însuși va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. Arătând hotărârea foarte serioasă, pedeapsă celor care nu vin să discutăm problemele serios, să rezolvăm problemele așa cum sunt, o confruntare. Ce le spune la versetul 10? Ați păcătuit. Deci mărturisirea păcatului așa cum este, luând femei străine, ați făcut pe Israel și mai vinovat. Și la versetul 11, care e soluția? Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri, mărturisiți ce ați făcut și ce trebuie să faceți acum? Să faceți voia Lui. Depărtați-vă de popoarele țării și de femeile străine, care de fapt înseamnă ce? Depărtați-vă de ce? De faptele și urăciunile la care ei v-au dus și voi ați ascultat, ați dorit să faceți asta. Deci ei trebuiau să înțeleagă de ce Dumnezeu le-a spus să fie despărțire. Toată adunarea a răspuns cu glas tare, trebuie să facem cum ai zis. Trebuie să facem. Ce să facem? Potrivit cu versetul 11, să ne mărturisim greșeala și să dorim să facem voia Lui.
să ne depărtăm de ceea ce spune Dumnezeu să ne îndepărtăm. De fapt, ce este pocăința? O întoarcere de la păcat. Și ei au fost de acord. Poporul era într-un număr destul de mare, spune. Să rămână dar cu cine rezolvă Ezra problemele? Cu toate căpetenile noastre în locul întregii adunări. Deci să rămână căpetenile, liderii, da? Cu bătrânii, cu judecătorii din fiecare cetate. Și până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia. Deci trebuia cercetate, următorul pas era ca să se cerceteze lucrul acesta. Cine a făcut acest păcat? Cine a ales ca să nu asculte? Și să izgonească apoi nevestele și să aducă jertfă pentru vină. Și apoi avem numele celor care au făcut aceasta. Deci ei trebuiau să îndepărteze femeile și să facă legământ cu Dumnezeu pentru că nu vor mai continua o astfel de viață. La Matei, capitolul 10, versetul 32. Deci vrem să vedem cum se aplică pentru noi acest lucru. Deci este clar, asculți poruncile lui Dumnezeu, vei fi binecuvântat. Nu asculți poruncile, păcătuiești, păcatul are consecințe. Dar mai mult, la capitolul 10, de la versetul 32, 38, spune așa. Dar oricine se va lepăda de mine, și aici vorbește Domnul Iisus, înaintea oamenilor mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabia, căci am venit să desparg pe fiu de tată, pe fică de mamă, pe noră de soacră și omul va avea de vrăjmaș, de fapt ăsta e subiectul, chiar pe cei din casa lui. Care este practica noastră? Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, adică să nu mă iubește ca să mă asculte, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Deci cine trebuie să fie prioritar în viața noastră? Dumnezeu. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Dumnezeu spune o relație. O relație cu mine înseamnă să asculți, să mă iubești și să împlinești Scriptura. Chiar dacă ai împotrivire. Și mulți dintre noi, sigur, au sau au avut împotrivire în familie și ai avut de ales și potrivit cu alegerea ai arătat dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă ești serios, dacă vrei ca să slujești lui Dumnezeu. Iată ce dorește Dumnezeu. Interesant e că în cazul lui Șecania, dacă ne uităm, cel care a fost zelos și a spus lui Ezra, sunt alături de tine, hai să facem ceea ce ne spune Scriptura, el avea și el, îți menționați, familia, din familia lui, care trebuiau puși la disciplină, să spunem așa, da? Dar ce a ales el să facă? Chiar dacă familia va fi împotrivă, el a ales să asculte de Dumnezeu. A vrut să respecte poruncile Domnului. Pentru că a înțeles că neascultarea este pedepsită. De aceea Dumnezeu ne cheamă ca să-L iubim pe El mai mult decât orice. Dar în același timp
să fie o mărturisire a păcatului și o despărțire de ceea ce ne-a ținut în păcat. Poate trebuie să renunți la colegii tăi cu care ai mers la băutură, la droguri și mai știu la ce. Sau femei sau altceva. Alege să asculți de Dumnezeu. Pentru că consecințele păcatului sunt moarte, despărțire de Dumnezeu, aduce mânia lui Dumnezeu. Și tu alege. Poporul a ales să nu mai atragă mânia lui Dumnezeu și astfel s-a făcut o transformare și un rol deosebit a avut Ezra. Pentru că el a știut ce spune Sfânta Scriptură, a înțeles cuvântul nu numai la nivelul minții, ci să-l împlinească. El a fost transformat, acum îi învață pe alții nu numai să cunoască legile, să le împlinească legile lui Dumnezeu și astfel să fie folosiți de Dumnezeu. Ca o concluzie, să vedem ce am învățat în cartea Ezra despre Dumnezeu. Am învățat că Dumnezeu conduce istoria. Dumnezeu conduce popoare. El face ce vrea. El ia inima împăraților în mâna lui. El conduce direcția vieții. Pentru că pentru Dumnezeu este important să împlinească promisiunile lui și tot ce a promis poporului său, el a împlinit. În același timp, Dumnezeu e plin de milă și îndurare. Și ce dorește el? Ca oamenii să-l primească, să-l caute, să-l găsească. Și se lasă găsit. Am învățat că neascultarea este pedepsită. Dar am învățat că ascultarea aduce binecuvântare. Călăuzirea lui, mâna lui asupra noastră, cea bună, poate da direcție, protecție și împlinire în viață. Cum împlinește Dumnezeu tot ce am văzut în lecția de azi? Tot ce începe, duce la sfârșit. Nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Dumnezeu e Cel care vrea să dea nădejde în timpurile cele mai grele. Ascultarea pe care El ne-o cere va aduce binecuvântare în viața noastră și a celor din jurul nostru. Ezra, un om al lui Dumnezeu, un om care s-a lăsat condus de cuvântul lui Dumnezeu și a pus inima să cerceteze Scripturile, să le împlinească și să învețe și pe alții, este un exemplu pentru noi cum putem noi să fim folosiți de Dumnezeu, să fim la dispoziția Lui și de asemenea cum să-i ajutăm pe oameni să se reîntoarcă la Dumnezeu. Când viața este dificilă și nu ești sigur de ziua de mâine, privește în jurul tău și vezi care este soluția. Ce trebuie să faci? Lasă Duhul Domnului să te cerceteze. Fie că trebuie să te trezești și să faci o lucrare, fie că trebuie să te pocăiești. Duhul Domnului îți va arăta ce trebuie să faci. Caută-L pe Dumnezeu și vei vedea și vei înțelege mâna cea bună a lui Dumnezeu. Experimentează bucuria
descoperirii Sfintelor Scripturi, cercetând Scriptura pas cu pas, ca să înțelegem care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Să fim și noi folosiți, așa cum au fost Zorobabel, Ezra și alți lucrători care au înțeles importanța ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta, care se cheamă Învățătură peste învățătură, este un studiu pe care poți tu să-l faci personal, descoperind adevărurile lui Dumnezeu, descoperind că Dumnezeu este în controlul istoriei, că Dumnezeu vrea ca să conducă viața ta, să ai pace, bucurie, pentru că prezența lui Dumnezeu poate fi în viața tuturor acelora care îl cheamă ca Domn și Mântuitor. Dumnezeu vrea să folosească pe oameni pentru împărăția sa, pentru lucrarea sa. Rămâne ca noi să ne încredem nu în noi, ci în ceea ce Dumnezeu vrea să facem, împlinind voia Lui. Studiul acesta te va încuraja ca să te poți și tu încrede în Dumnezeu, ca să intervină în viața ta și în viața poporului tău.